Eu nu. Aia v-am mai spus, mie nu-mi place Coman. Eu că tot de o singură fază eu nu-i suport. Al Coman. De Coman, da. Nu-mi place Mitriță. Deși în ultimul timp a mai pus umărul la pian. Am început să-l mai fost, ducă. A fost spectaculos în meciul curat. Foarte. am spus. Chiar înainte am zis că m-a întrebat cineva, domne, trebuie să meargă la echipa națională. Și am spus că din ce am văzut eu, Iordănescu Junior sau actualul selecționer, E cu jucători heiropiști și el nu este un tip heropis, este un jucător de sclipire ca și Coman. Am greșit pentru că dacă Coman are loc în echipă, trebuie să aibă loc și Mitriță, ei fiind jucători de, de o singură fază. Dar Mitriță l-am văzut în ultimul timp că e capabil să miște un pic și uh, combina asta, uh, să o împingă de la spate, să, să, să fie tractor pentru, pentru echipă, nu să stea să aștepte să joace alții. Pentru ceea ce pe Coman nu-l văd de aia nici în Cupele Europene, nici în competițiile internaționale, nici la echipa națională, el n are un randament. Pentru că întotdeauna, apropo, meciul cu rapidul, a dat un brown acolo care n-a da. fost ușor de digerat și n-a avut rezultate. Da. Când se lovește de o echipă serioasă, țapănă, puternică, în viteză, cu fundaj bine așezat, cu o echipă bine așezată, italienește în, da. în teren, n-a mai avut randament. El dă randamente în campionatul intern fantastic. Doar pe ofensiv. Dar, am zis, mie nu-mi plac jucătorii de tipul ăsta. Or, Craiova are jumătate de echipă care nu se preocupă decât să țin, cum să țină mingea, cum să dribleze, cum să mai facă un artificiu, cum să meargă de latul terenului și, în niciun caz, nu se duc spre poarta. Au un singur jucător care excelează prin a da gol, dar dacă nu-ți dă golul ăla, s-a terminat. Uh, am uitat cum, uh, cum îl cheamă farul, l-au promovat. Uh, în fine, e lor. Deci, echipa nu arată deloc ce... Consecințele astea sunt ele La captiv... La referi Kitsu. Chițu. Kitsu Kitsu, da. așa, deci de Kitsu. vorbeam. El e singurul care înțelege ce are de făcut când e în teren. Dar nu poți să faci singur lucrul ăsta. Ori el e captiv în lipsa asta de calitate a echipei. M-am spus de acum vreo două, trei luni și mi era că se supără pe mine că Greu vor scăpa de la retrogradare. Probabil va fi una din echipele care vor merge la baraj, cu calitatea care, totuși, au. Wow, cred că nu se pune problema.